Este deasupra țării noastre un val de aer cald care urcă din Mediterană și încălzește și atmosfera deasupra României. De exemplu, astăzi la amiază maximele vor fi cam între 6 grade, 7 chiar prin estul Transilvaniei și până la 15, chiar 16 grade prin jumătatea sudică a teritoriului. Nu suntem ocoliți nici de înnorări prin vest și prin centru, iar la noapte aceste înnorări vor cuprinde zona nordică a teritoriului, dar ploile vor fi doar pe spații restrânse și cu totul izolate, iar la munte ceva precipitații mixte. Deocamdată, la această oră, ne luptăm cu ceața, care este prezentă în 10 județe din vestul, centrul și sudul teritoriului, chiar și prin Oltenia. Sunt semnalate fenomene de ceață. Meteorologii vorbesc despre o ceață destul de persistentă, care poate deranja vizibilitatea până la sub 50 de metri. În București, astăzi, 14 grade, promit meteorologii la amiază. Deocamdată, cerul este așa, variabil spre senin. Vor mai fi ceva înorări pe timpul zilei, dar veștile bune sunt că nu vor fi ploi, vântul se potolește și el, iar finalul de săptămână vine cu maxime mult mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă, chiar cu 10-12 grade și cu o vreme caldă, caldă, caldă. La munte, astăzi, minus 2 grade prin nordul Carpaților Orientali, 4-5 grade pe Valea Prahovei, ceea ce va favoriza topirea zăpezii destul de repede, acest soare. Prin nordul Carpaților Orientale am putea să vedem ceva lapoviță însoțită de intensificări de vânt. În rest, destul de bine, cam în majoritatea masivelor. Prima zi de weekend, sâmbătă, vine și ea cu temperaturi mai ridicate decât cele de astăzi, între 8, chiar 9 grade prin estul Transilvaniei, prin nordul Moldovei și până la 15, 16, chiar 17 grade prin jumătatea sudică a țării. Sâmbătă, norările vor fi prezente pe timpul zilei mai mult în jumătatea vestică, pe acolo pe unde vor fi și ploi slabe, iar la munte, lapovița va fi în continuare prezentă, dar nu va pune probleme, vântul va bate tare, iar dimineața și seara, zonele joase de relief, se formează ceața. Despre duminică, atât vreau să vă spun, în jumătatea sudică a teritoriului, maxime de 19 grade la amiază. Cu această veste bună, cu un punct informațiilor despre vreme, Lorena Marius, înapoi la voi.